Deci, în primul rând, deschidem Sfânta Scriptură. În momentul în care am deschis Sfânta Scriptură, vom găsi scris negru pe alb, la Isaia, cine este diavolul. Diavolul a fost un înger mare și luminat, căpetenie peste îngeri, numit de Dumnezeu, numele lui fiind Lucifer. Ei, acest Lucifer, în momentul în care i s-a părut că Dumnezeu nu discută cu el, ci discuta cu îngerul de mare sfat, care era cuvântul mai înainte de toți vecii, născut din Tatăl, s-a simțit jignit și nu știa cine e acesta, pentru că așa și spune troparul, taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, era Fiul Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Și atunci s-a răzvrătit în sinea lui, exact cum ar fi și o răzvrătire într-un loc, într-o comunitate, și a reușit să atragă asupra lui foarte mulți îngeri care să-i asculte îndemnul și învățătura. Și atunci acești îngeri s-au răzvrătit la un moment dat împotriva poruncii Dumnezeu și n-au mai vrut să o respecte. Adică n-au mai vrut să-l proslăvească. Și au început să cadă. Și-au căzut până după ce, cum arată Chedrinos în cronograf, și spune așa, 40 de zile și 40 de nopți cum cad fulgi de zăpadă. Și văzând Dumnezeu această cădere, care nu se mai termina, a trimis pe arhanghelul Mihail, iar arhanghelul Mihail, voivodul cetelor cerești, a strigat un glas dumnezeiesc puternic, o anumită formulă divină, ca să-i spun o terminologie din asta mai teologică, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și îngerii care s-au întors cu fața la Dumnezeu, în clipa respectivă au rămas îngeri buni. Iar cei care n-au vrut să asculte de arhanghel s-au prăbușit odată cu Lucifer și a încetat căderea. Iar Isaia spune, stea de dimineață care e târât asupra ta, a treia parte din stelele cerului. Deci este în capitolul 14, nu știu exact unde. Ei, Satana a început să vadă lucrarea lui Dumnezeu mai departe, că aici e secretul. Deci v-am spus că pământul n-are o vârstă. Dumnezeu, lăudat și preamărit în rândul îngerilor săi, a devenit gelos satanei. Cum adică pe mine să nu mă bage în seamă? Cum adică eu să nu fiu luat în considerare? Deci el a fost îndepărtat de la fața lui Dumnezeu, pur și simplu, aruncat peste cerul de foc. Deci el a devenit un nimeni. Și în clipa în care Dumnezeu l-a creat pe om, această făptură interesantă, rege al creației, dracu a simțit că omul are în el esență divină, are ceva de natură dumnezească și a spus, ce animal o fi ăsta, trebuie să-l corup, e ceva interesant, ăsta comunică cu Dumnezeu. Adică cum Dumnezeu nu comunică cu mine și comunică cu el? Și a stat ca un fur și ca un tâlhar în preajma raiului și a ascultat ce vorbea Adam cu Eva, ce vorbea Adam cu Dumnezeu. Și într-o zi, când Dumnezeu a socotit vremea și timpul sortirii să ispitească înțelepciunea adamică și lucrarea lui harică în rai pe măsura celor primite, s-a depărtat de lângă Adam, dar nu s-a depărtat în chip vizibil, ci în chip nevăzut. Deci Adam avea ochii deschiși să-l vadă pe Dumnezeu în orice clipă. Petru de Canev explică în dogmatica ortodoxă și arată clar. Raiul avea doi pomi. Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Pomul vieții era Hristos în chip tainic. De câte ori mânca Adam din pomul vieții, de atâtea ori se împlea de har și de lumină și era ca Dumnezeu. Deci omul a fost făcut coruptibil. Să poată greși sau să se poată desăvârși. Că cineva mi-a pus odată o întrebare care m-a uimit. Dar dacă a știut omul că Dumnezeu cu omul greșește atât de mult cu partea poftitoare, adică cu partea rușinoasă, fie bărbat, fie femeie, de ce a mai făcut-o? În mod conștient a făcut-o știind că va cădea, să lase semne de mulțire pământească, animalicească. Cum spune David, omul cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor fără de minte și s-a asemănat lor. Pentru că omul ar fi trebuit să se mulțească ca îngerul prin cuvânt. Deci nu trebuia să împreuneze femeia cu bărbatul ca să facă copii și să arunce retenții și placentă. Nu! Deci așa cum Maica Domnului l-a născut pe Hristos fără de sămânță și fără de durerea nașterii firești, așa cum Tatăl l-a născut pe Hristos fără de sămânță și fără de durerea nașterii trupești, așa trebuiau să nască oamenii. Și unde întâlnim acest lucru? Într-un singur caz.
în care Adam naște pe Eva din coasta lui, fără niciun fel de amestec sexual sau niciun fel de amestec carnal sau senzitiv. Adam adorme un somn adânc și din coasta lui propriu-zis este scoasă Eva. Ei, odată scoasă Eva, vedeți că nu în mod întâmplător i-a dat femeie, viață. Deci i-a făcut-o de sex opus. De ce? Urma să vină căderea și trebuiau să știe să mulțească. Că dacă ei ar fi ascultat în continuare porunca lui Dumnezeu, cum arată învățătura Sfinților Părinți, ar fi fost îngeri desăvârșiți, ar fi fost îngeri în trup. Așa cum este Enoch, cum este Ilie. În clipa în care căderea a fost catastrofală, fiindcă dracu a ascultat tot ce s-a vorbit pe marginea Raiului, a venit și el așa ca un reporter pe la marginea gardului și a zis: băi băieți, dar voi ce faceți aici? Păi suntem în Rai. Păi și ce cu Raiul ăsta? Păi ni l-a dat Dumnezeu cadou. Și ce v-a spus să faceți? Păi să mâncăm, să ne veselim, să ascultăm de el, să admirăm creația, să participăm cu el la cele ce se creează. Păi și cum? Și Adam mi-a spus: uite, pe mine m-a pus să pun nume dobitoacelor, m-a întrebat cum se cheamă fiecare, mi-a explicat ce este cu ele. Da, dar diavolul devine nevăzut omului în clipa în care omul a căzut din ceresc în pământesc. În clipa cât omul a fost în rai, el a comunicat cu satana cum comunicăm noi doi. Deci ei se vedeau reciproc, pentru că Adam era extra luminat, deci el era supra haric, deci nu era un om obișnuit, deci el era un om haric, plin de Duh Sfânt. El îl vedea pe satana cum ne vedem noi doi, unul față în față. Și în clipa în care satana a simțit această putere a omului, s-a apropiat viclean de el și i-a pus exact întrebarea cheie, nu i-a pus o mie de întrebări, l-a luat în stilul cel mai pervers. Ce ți-a spus Dumnezeu, că dacă mănânci de acolo mori? Da, așa a spus și femeia a consemnat, a spus Dumnezeu că dacă vom mânca vom muri. Deci au și întărit ceea ce le-a spus Dumnezeu. Și eu am considerat dintotdeauna și am tâlcuit lucrul ăsta ca fiind ceva frumos în Noul Testament, acum în vremea ortodoxilor, că de câte ori mergem la duhovnic, la spovedit și la împărtășit, ce spunea Părintele Adineauri, trebuie să păstrăm un secret al sufletului. Că așa spune când primești Sfânta Împărtășanie, că nici voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare voi da ca Iuda. Deci ce ai discutat tu cu Dumnezeu în rugăciune, ce ai discutat cu duhovnicul la spovedanie, ce ai discutat duhovnicul cu tine, ce ai discutat tu cu Dumnezeu, aia trebuie să știi numai tu, nu și el pe garduri. Ei, așa și aici, deci spovedania lui Adam și a Evei față de Dumnezeu n-a fost tainică, ci au adus-o și au întins-o la îndemâna satanei. De satana s-a folosit de ea. Și i-a spus: nu e adevărat, Dumnezeu v-a mințit, i-a dat în înălțarea minții. Nu le-a spus: împreunați-vă că aveți gen masculin și gen feminin și apropiați-vă unul de altul și faceți sex. Nu. Le-a spus la modul cel mai firesc: în clipa în care veți mânca din pom, veți fi ca Dumnezeu și lui va fi ciudă pe voi. Și în clipa aceea, femeia a-și întins mâna în pom, a luat, a gustat și a dat și lui Adam și a-și venit căderea, pentru că așa au zis glasul Dumnezeu: Adame, unde ești? Ia că aici azi, Doamne, zice, m-am ascuns, dar de ce trebuia să te ascunzi? Păi ești gol, dar tu de unde știi că ești gol? Păi, am mâncat din pom. Păi și de ce ai mâncat? Păi, și aici a început dialogul avocătoresc între Adam și Dumnezeu. Păi dacă tu mi-ai dat femeia, ca și cum vezi, fraiere, ai făcut ceva greșit. Asta a fost îndrăzneala lui Adam. Până aici a mers. Până aici l-a dus mintea pe Adam. Să-i conteste lui Dumnezeu creația, că de ce a făcut femeie. Femeia mai șireată și a spus: păi da, ce, eu șarpele dumitale, tu l-ai creat.